Neatenția era să-i coste viața. Un șofer din Argeș și soția lui gravidă au ajuns la spital după ce bărbatul a scăpat mașina de sub control și a intrat în alt autoturism. Un al treilea șofer nu a mai apucat să evite mașinile lovite și a intrat în ele. Accidentul a avut loc la Bascov. Mergeam în spatele la șoferul cu Cielo. Așa? Și la un moment dat l-am văzut răsucindu-se cu Audi în jumătatea drumului. Am frânat cât am putut, am încercat să evit, da. Șoferul și soția lui, însărcinată în 3 luni, au rămas captivi între fiarele autoturismului. O victimă era lângă mașină, iar a doua victimă încarcerată la volan. Șoferul și soția lui au fost transportați la spital cu răni grave. Atașamentul a fost solicitat pentru descarcerarea a două persoane, a două victime din autoturism. Ceilalți doi șoferi au fost răniți superficial și au refuzat să meargă la spital. Polițiștii au întocmit dosar și caută să stabilească toate detaliile privind producerea accidentului.